Este clar că verba momentului, cel puțin la nivel județean, se conturează în jurul podurilor din Neamț, care nu se prezintă deloc bine, având în vedere că mare parte dintre aceste obiective au durata de viață expirată și nu mai prezintă niciun fel de siguranță pentru cei care le tranzitează. Într-o stare avansată de degradare se află și podul de pe DN15D, pe raza localității Girov, construit peste râul Cracău. În 2019, pentru obiectivul aflat în administrarea Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași, entitatea menționată a organizat licitație privind întreținerea periodică a acestui pod, valoarea lucrărilor care urmau să se desfășoare pe parcursul a 8 luni, ridicându-se la 4.954.167 de lei cu TVA inclus, potrivit atacul.ro. Însă niciun constructor nu s-a arătat interesat atunci de obținerea acestui contract. Acum, Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași intenționează să scoată din nou la licitație, de această dată un contract privind reabilitarea acestui pod, lucrările fiind estimate la valoarea de 22 de milioane de lei cu TVA inclus. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a întocmit și a aprobat proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru podul de la Girov. În momentul de față suntem în așteptarea aprobării finanțării și organizarea celei de-a treia licitații pentru execuția lucrărilor. Pentru motive de siguranță, până la execuția lucrărilor, pe acest obiectiv a fost instituită o restricție de tonaj de 7,5 tone și limitare vitezei de circulație la 30 de km la oră. Mai menționez că pe teritoriul județului Neamț, TDP Iași are în administrare 118 poduri, iar pentru 15 dintre acestea au fost întocmite deja expertize tehnice și au fost transmise către CNAIR pentru includerea în programul operațional infrastructură mare POIM. Podul de la Girov a fost dat în exploatare în anul 1968 și până în prezent a beneficiat doar de lucrări de întreținere, nu de reparații capitale.